Unul dintre standurile deosebite de la Târgul de Turism al României a fost cel al Republicii Moldova, desfășurat într-un spațiu extrem de generos. Tărâmul de dincolo de Prut a reunit pliante cu oferte atractive și pachete cu programe inedite, fotografii reprezentative, vin de Cricova, dulciuri, nuci și fructe proaspete, toate sub sloganul Ospitalitate, Tradiții, Mister. Am reușit să deschidem pensiuni turistice rurale și pe malul stâng al Nistrului și acolo sunt oameni foarte deschiși și dornici să primească turiștii. Pentru prima dată a fost făcut un traseu nautic pe Nistru care leagă partea stângă a Republicii Moldovei cu partea dreaptă, astfel încât 480 de kilometri. Am reușit să-i parcurgem în 10 zile cu pluta și am înțeles că este prea puțin 10 zile ca să vizitezi patrimoniu turistic din această regiune. Pe toată lungimea ar trebui să o parcurgi undeva într-o lună, ca la fiecare popas să poți sta 3-4 zile, să poți și să te odihnești bine, să poți savura și din preparatele tradiționale. Pentru gurmanzi, ăsta e raiul, cred că. Fie că ajungeți în Chișinău, supranumit orașul alb datorită clădirilor, majoritatea din piatra albă de calcar, fie că vizitați cetățile Tighina și Soroca, sau că vă abateți din drum la bisericile și mănăstirile acestui ținut, ofertele sunt nenumărate. La târg au fost prezentate în premieră programe de turism medical ale reprezentanților Spitalului Internațional MedPark, cea mai mare unitate privată de acest fel din Republica Moldova. Târgul de Turism a României reprezintă, în primul rând, cred eu, o trambolină prin care noi putem fi recunoscuți în lume mai repede sau cunoscuți mai mult, fiindcă suntem în centrul Europei geografic, dar prea puțin încă cunoscuți. Este bine că, de fapt, autoritatea noastră națională de turism, Agenția Turismului Republicii Moldova, ultimul timp pune accent serios pe dezvoltarea domeniului și, în special, promovarea ofertelor turistice. Cu tradiție de secole, Republica Moldova se înscrie între cei mai mari producători de vinuri din lume, denumiri precum Cricova sau Purcari fiind arhicunoscute. Fabrica de la Mileștii Mici este inclusă în Cartea Recordurilor cu cea mai mare colecție de vinuri de calitate superioară din Europa, peste 1,5 milioane de sticle de colecție.